Pe motiv că întreținerea spațiilor verzi nu se realizează corespunzător la nivelul tuturor orașelor, parlamentarul Radu Tuhuț a inițiat un proiect de lege pentru protecția spațiilor verzi în municipiile din România. În plus, pentru sănătatea noastră, atât fizică, dar și mentală, Uniunea Europeană recomandă ca suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor să fie de 26 de metri pătrați. Potrivit datelor oficiale furnizate de Agenția pentru Protecția Mediului, în județ Hunedoara, cea mai mică suprafață de doar 9 metri pătrați de spațiu verde pe cap de locuitor este în Deva. La polul opus este Uricani, cu 69 de metri pătrați. Toate celelalte orașe și municipii se încadrează în limita recomandată de Uniunea Europeană. Cele 14 orașe și municipii din județul Hunedoara au suprafețe de la 9 la 69 de metri pătrați de zonă verde pe locuitor. 9 are Deva, 69 are Uricanu. Între cele două extreme, undeva în jur de 28-30 de metri celelalte, metri pătrați celelalte orașe și municipii. Din păcate, Deva a suferit după Revoluție un atentat, așa la zonele verzi, cu acele construcții oribile printre blocuri numite garaje, care au devenit tot felul de, nu știu, magazii, unele abandonate, altele mai puțin abandonate. Oricum, e frustrant că s-a acordat mai multă atenție mașinilor decât cetățenilor. Bine, și mașinile aparțin unor cetățeni, dar spațiile verzi aparțin tuturor cetățenilor și e păcat că s-a făcut această discriminare, o numesc eu. Abia acum municipalitatea lucrează la un registru al zonelor verzi, dar răul făcut nu mai poate fi îndreptat, deoarece extinderea spațiilor verzi se mai poate face doar la periferia orașului. Suprafața mare va fi la periferie și nu în cartiere. Cartierele sunt vitregite prin construirea acelor locuințe, acele construcții provizorii la început, care au devenit definitive. Într-un oraș plin de betoane și construcții realizate pe ceea ce a fost odată zonă verde, nu se mai poate face aproape nimic. Doar plantări de copaci, că de demolat șoproane, nu se încumetă nimeni, din motiv de vot electoral.